minute în desfășurare. Turnul Eiffel din Paris a prins cu lumini în culorile Ucrainei. Vedem și galbenul și albastru. Am văzut doar partea superioară. Acum ați văzut toată imaginea. Și după ce a stins și în fața ambasadei Rusiei din Londra, întregul bulevard a fost acoperit în culorile galben-albastru. Da. Și imaginile cu artificiile de la Moscova, unde se serbează ziua apărătorilor patriei.